Casele de copii sunt o tristă amintire pentru România încă din epoca comunistă. Închiderea acestora a început odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. În acest an și ultimele centre de plasament își vor închide porțile la Botoșani, inclusiv Prietenia, dar și leagănele de la Trușești și Pomârla. Conform strategiei naționale și strategiei județene, până la sfârșitul anului 2020, toate centrele de tip clasic din structura instituției vor trebui restructurate în așa fel încât toți copiii să ajungă în locuințe de tip familial, în case de tip familial sau în apartamente. Tocmai de aceea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va cumpăra 6 apartamente și va construi și 2 complexe familiale în Trușești. În acest sens, instituția noastră va achiziționa în acesta un număr de 6 apartamente, urmând care o să le achiziționăm la anul, în care vor fi mutate fetele de la centrul de plasament Prietenia. Am accesat un proiect pe POR pentru a construi 2 case de tip familial la Trușești pentru închiderea acelui centru de acolo și un proiect îl avem în derulare cu Fundația HHC România pentru închiderea centrului de plasament de la Pomârla. Această măsură vine atât pentru alinierea României la sistemul de protecție socială din Uniunea Europeană, cât și pentru asigurarea unei vieți mai bune a copiilor aflați în grija statului.